Ora cu numărul 2, așa cum v-am zis, una dintre cele mai interesante finale de la Cupa Bigalicelor. Eu zic că mie mi-a plăcut cel mai mult. Mai zic unii că așa cu auto a fost tare, că n-a câștigat auto, dar mie parcă asta, din punct de vedere tehnic și tactic, mi-a plăcut și mai mult. Nu știu de ce. Chit că am fost foarte ocupat cu premiile și să le aranjez pe acolo, dar am apucat să văd și din meci, ca să zic așa. Foarte tare finala. Alături de noi, doi dintre jucători și antrenorul echipei de la Liceul Teoretic Traian în această dimineață și, bineînțeles, Ama, comentator, unul dintre cei doi comentatori ai meciurilor care ați văzut direct pe Hunedoara TV. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! În primul rând, felicitări! Felicitări! A fost o finală câștigată pe merit, chiar dacă oarecum ca și valoare ați fost egali cu cei de la Sportiv. Ei erau dați favoriți înainte de casele de pariuri, dacă doriți să spunem așa. Însă, chiar în debutul meciului, după câteva minute, îl strigam lui Ama în ureche, că el transmitea în direct. Zic, Ama, ai observat cum îl ține șeptarul pe 15-arul lor? Că nu se mișcă de lângă el, ăla n-a făcut nimic. Și acesta a fost unul dintre momentele cheie. Dar o să las pe domnul antrenor să ne spună mai mult despre tactică și aș vrea să-l felicit pe domnul antrenor că o zi înainte noi chiar l-am observat cum dânsul își lua notițe și făcea desene și am zis, bă, dar chiar așa s-a ajuns aici, ca și Mourinho, dar uite că nu și-a făcut desene degeaba, adică am zis, bă, dar ce poate să deseneze ca să-i facă să câștige? Nu știu ce a desenat, poate ne spune acum că totuși a câștigat. Domnul profesor? M-am sfătuit cu capitanul echipei, un bun cunoscător al fotbalului mic, și i-am explicat care sunt căile de anihilare al băieților de la Sportiv. Nu a fost nici greu, dar nici ușor. Deci, trebuie un pic doar de viziune a jocului. El a înțeles și ieri a spus primul lucru că în momentul în care se duc la vestiar, se schimbă, comunică și pe mine m-a surprins. Vă spun că eu am fost puțin sceptic că vom termina cu 2-1 când am înscris al doilea gol. Am crezut în ei până la final, dar cu emoții. Băieții au aplicat ceea ce le-a spus capitanul transmis de mine, extraordinar. Îi felicit și chiar nu credeam că o să-mi iasă atât de bine. Fericitări, domnule Titi Scorpi, uite șeptarul chiar e lângă mine, Alin Muntean. Atâta le-a dat ireama pe Alin de trimis direct la Barcelona. Și pe Buful au făcut Gică Popescu. Buful, ce să-ți mai povestesc? Alin, cum a fost? Ai dat golul victoriei. Da. Am fost foarte fericit după meci, vă dați seama. Știam că avem șansa noastră, că putem să-i batem. Am avut ambiție multă și... Hai să vedem și imagini în timp ce... I-ați mai bătut până acum? Nu, pe beton am făcut 2-2 cu ei. Pe beton 2-2, dar asta și mai important meciul. Mai slabă echipa. Da, uite, aici este la scorul de 1-1, în care... Bun, până la urmă, cum te-ai trezit? Tu te-ai trezit cu mingea în fața acolo și nu trebuia să crezi, poartă gol în mingea în fața. Ce mai trebuie să fac? Să fie foul, ceva, dar... Nu era nimic. Un offside acolo, ceva. Da. Dar am văzut că te-ai oprit pentr-un moment. N-ai dat chiar din prima linie. Da, tocmai de aștept să plec și mi-a lăsat mai puțin. Desigur că am dat încet cu stângul, dar am dat gol. Nu, că n-am, mingea a mers încet în poartă. Ce ați simțit după ce ați fost conduși cu 1-0? Totuși din prima repriză. Mi-am spus și la pauză și în time-out să stăm totul de echipă scurtă, să nu ieșim la joc. Dacă ieșeam la joc, ne dădeau, vă mâncăm. Aveam soctul lui Decibal, dacă ieșeam la joc. Când avem lângă noi și pe Dan Roberto Epure, cel mai tehnic jucător al turneului. Ai câștigat premiu, să știi că nu, înainte de finală nu era premiu la tine. Vă spun sigur de acum, pentru că noi am discutat acolo în culise. Și depindea de jucătorii finale, ca să spunem așa. Era favorit numărul 15, nu mai știu cum îl cheamă, Drăgoiu? Andrei Drăgoiu, care într-adevăr până în momentul ăla a jucat foarte bine, dar l-ai blocat tu în meciul ăsta. Nu știu dacă asta a fost tactica să joci om la om, că n-a făcut mai nimic. Păi a început Alien după ce a trecut pe rând. L-am pasat de la unul altă. Cum a fost, Nane? Sau Robert, cum zice lumea. Robert, se zice, Buful. Păi a fost foarte greu, m-am studiat să stau lângă el, să iau tot timpul fața, să... Se mișca foarte bine, era tot timpul, juca pase cu cei doi frați, frațiul Lariu, dădeau tot pe el în față, dar l-a ținut nu din strâns, dar numai că nu l-a luat acasă, cum se zice, ia mă bă acasă, deci chiar n-a mișcat nimic. El fiind un jucător foarte tactic și bun totodată, joacă la Autobergamo, adică...
chiar e bun și mai ales cu mingea asta și odată făcea acolo, intra peste voi, dar nu, n-a reușit. În schimb, greșeala la gol. V-ați îmbiat unul pe altul care să-l luați pe, da, pe Olariu, care s-a trezit singur în fața porții. Unul a plecat în stânga, unul în dreapta. Era și interesantă faza, comentam cu Ama seara. Ca și la golul lui Alin, tot așa, nu? Cred că aici e și neînțelegere, nu? Da, aici nu? E golul? Nu știu. Hai să vedem. Cred că după faza aceasta. Nu, hai să vă mai spun la o chestie. Da, dar imediat. Da? Dați voie să vă zic o chestie extra. Fotbalul de buful, cum îi zic colegii, este președintele colegiului elevilor din liceul Trean. Bun fotbalist. Da, consiliul elevilor, mă scuze, de numiri foarte complicate. Cum le împaci? Școală, fotbal... Asta e faza. Da, uite, i-a ieșit unul peste altul. Da, ce s-a bucurat toată lor. Da, ai strigat. Foarte tare a fost. Toată s-a, de data asta, cred că lumea nu că s-a mai plictisit. Dar nici mă nu cred că v-a venit să credeți că a stat gol. Toată sala striga, sau toți au ținut cu voi. Marea majoritate din sală au ținut cu voi. Țin cu noi că speră să câștigăm și au încredere în noi. Ne-am străduit și... Bun, și după aceea nu i-ați mai lăsat să miște nimic, chiar dacă am mai avut câteva faze, îl felicităm și pe portarul vostru care a scos câteva mingi destul de grele. Ioteasa a fost declarat cel mai bun portar al turneului. Pentru că bine, practic și Traianu a fost echipa cu cele mai puține goluri primite în acest turneu. Da, două goluri, parcă. Doar două goluri. Unul ieri și unul în meciul cu... Tot de la 1-1 a fost foarte greu și energeticul. Dar să știi că, uite, cu energeticul Kit, că e echipa mult mai slabă, mie mi s-a părut pentru voi mai greu meciul ăla decât asta. Păi a fost primul meci până ne-am acomodat și noi, până am intrat în joc, cum se zice. Dacă ați observat, el n-a făcut nicio schimbare, băieții, n-au mai trebuit nici măcar să se odihnească. Era, dar să știți că asta urmăream și la un moment dat, chiar am întrebat, oare domn profesor, schimbă pe care era, pentru că valoarea, marele vostru dezavantaj față de cei de la sportiv era că ei, de oricine băgau în teren, era cam aceeași valoare. La voi nu era cazul. Erau primii 5 care... Da, dar la un moment dat în meciul cu liceul din semifinale cu liceul Moisil, la un moment dat ei au făcut schimbări fără ca eu să observ, m-am uitat în teren, cine e în teren și m-am uitat pe bancă, titularii erau pe bancă, zic cum? Și până la urmă s-au descurcat câteva minute cât au evoluat și ceilalți s-au descurcat foarte bine. Da, nu, că deja era, acolo era diferența de valoare, s-a văzut mult la cel ce la semifinale. Pur și simplu îi tocaseră cu pasele. Hai să vedem și primul gol celor de la Traian. Cine a avut ideea în meciul 2 să-i bage pe Ciprian Anca în poartă, a scos până urmă? Asta gol frumos. Eu, pentru că știam, la finalul primei reprize am observat că cei de la Moisil erau pur și simplu nu numai demoralizați din cauza faptului că nu le ieșea nimic, dar erau fizic, erau terminați și știam că nu pot să execute o lovitură de la 10 metri atât de bine încât să-l învingă pe oricine. Și într-adevăr anunțasem arbitru că vreau să schimb portarul și între timp a apărut lovitura de penalitate și arbitru, fair play, m-a întrebat, mai schimbi portarul? Și zic, da, mai schimb. L-am schimbat, i-am spus, du-te și vezi că e greu de luat golii și explicasem să fac un pas în față, închide unghiul. Ceea ce s-a și realizat, da, bine, și execuția a fost foarte slabă, că se spune, noi bărbați în general, să mă scuze, domnișoara, că spunem că un penalti se ratează, nu se apără. Așa că loviturile au fost foarte slabe. Dar să știți că nu slabe, chiar comentam. Vedem și finalul meciului acum. Unul a venit și... Că ați avut două lovituri, au avut aia. Ăla a vrut să dea scăriță, văd că ești nebun. Chiar ieri vorbeam să-l întreb de pe totul. Cum se marchează sau cum se ratează? Aici, uite aici. Uite, ultimele secunde s-a văzut în picioare de către spectatori din sală. Da, toată lumea s-a ridicat și uite, bucuria e imensă. Și noi eram în picioare care comandăm meciul. Da, toată lumea s-a bucurat pentru că nu se aștepta, până la urmă, nu că nimeni, dar a fost într-adevăr o surpriză plăcută. Bine, tactic a fost echipa care a jucat cel mai bine. Da, asta cel mai bine în teren dintre toate echipele. Haideți să prezentați și cupa, să vedem și noi. Da. Da. Cupa și medalia. Da. Care rămâne la liceu, Traian. La liceu se pune în vitrină, acolo voi. Da. Probabil va trebui cupa să... Cupa Big, ediția 5-a. Dacă se realizează uniunea cu liceul, cu Colegiul Național de Cebal, va trebui să... Ori să le mărim vitrina lor, ori să mai adăugăm ceva, pentru că noi vom veni cu... Am numărat acum, fiind un moment de bilanț, am numărat în cei 17 ani de activitate, am acumulat
Aceasta este al 120-lea trofeu municipal și județean. Felicitări! În 17 ani. Deci va mai trebui, îi anunț de pe acum, să pregătească o vitrină mare. Să pregătească o vitrină separată, în care să scrie că sunt ale dumneavoastră rezultatele. Da. Foarte, foarte tare. Că știți că la echipele mari mai vor unele să le cumpere palmaresul celorlalți. Poate reușiți o tranzacție de genul ăsta. Ați discutat cu... Voi vă cunoașteți cu cei de la Sportiv. Erau tare supărați după meci. Da. Ne-a felicitat. Dezamăgit și ei, dar... Da, foarte sportiv. Drăgoiu l-am întrebat la interviu după meci. Zic, Andrei, ce s-a întâmplat? Zice, ce se întâmplă? Au fost mai buni ca noi. Cea mai logică explicație posibilă. Deci nu au avut nicio... Nu, normal erau supărați că pornind mare favorit... Acum ar fi Barcelona, sper de acasă, știu și eu de la... Bun, era, un, era, un, era ciudat. Înainte de... sau la semifinal, portarul lor a făcut un gest nesportiv. Era să ia un roșu. Da. Și arbitru s-a uitat la noi, până la urmă i-a dat doar galben. Chiar ziceam că dacă lua roșu, nu mai avea portar. Și am zis, bun, bine, a rămas așa, a jucat, dar uite că portarul de data asta i-a încurcat, pentru că la gol a fost... Până la urmă greșeala portarului. Al doilea gol, că portarul a ieșit aiurea, ăia doi și-au lăsat mingea și mingea a ajuns la tine. Eu aș vrea să remarc că am urmărit toate meciurile și în direct și în, și în reluare, că timpul mi-a permis. Eu vreau să remarc sportivitatea întregii competiții. Nu au fost, cu două, trei excepții, cartonașul roșu al colegiului sportiv, care a fost din cumul, mi se pare. Două cartonașe galbene. În rest n-au fost și în meciul artelor, băiatul acela, brânețel înalt. Bine, a fost cam nervos. Cam nervos era în meci. Niște gesturi Paul mai... Petresc, era rest, bun jucător, dar supărat, cam nervos. Ieri, nu știu, noi în prima repriză am acumulat 4 greșeli și în a doua 3-3. Deci ieri, unde se presupunea că miza va influența jucătorii spre gesturi mai... nesportive, nu. Competiția a fost de un fair play extraordinar. Eu cred că întregilor participanților s-ar fi cuvenit un trofeu fair play. Și bineînțeles dumneavoastră un trofeu extraordinar pentru că ați mediatizat fantastic. Dacă vă aduceți aminte, acum 5 ani când ați pornit, ne-ați chemat undeva pe mai mulți profesori de la toate cele 8 licee eram atunci. Am fost puțin sceptic, pentru că se dubla o competiție, practic, se dubla Olimpiada Națională a Sportului Școlar, dar acum ați luat fața acelei competiții organizate de către minister cu diverse etape și contează foarte mult ceea ce faceți dumneavoastră, a prins. Primul lucru pe care îl întreabă băieții care participă, de exemplu, sunt convins că la toamnă ne vom întâlni și ei vor întreba oare când va fi Big FM-ul, mergem la Big FM, anul ăsta ce facem? Și vreau să vă spun că ei sunt de un optimism extraordinar. Ei de la început au spus anul acesta luăm locul întâi. Și dumneavoastră ce a spus? Ce a spus? Ieri, că în tribună discutam cu ei și le-am spus jucați pentru voi, pentru imaginea voastră, pentru... Zice, nu, vom juca și să câștigăm. Noi vrem asta să câștigăm. Chiar o câștigăm. Nu ne întoarcem cu echipament, ne întoarcem cu tabletele. Foarte bine. Ceea ce, iată v-ați bucurat de tablete, a? S-a realizat. Foarte. Noi am ținut ca în fiecare an să fie premiile cât de cât ok, să zicem. Au fost premii mari, au fost premii bune. Important este că, bun, am premiile, orgoliu, tot una peste alta. M-am bucurat și pentru Decebal, care au ajuns într-o fază așa și au luat până la urmă chiar pe podium. Cu o echipă, cu o echipă destul, destul de slăbuță, dacă e să mă gândesc după primul meci, când au jucat cu Traianu, erau... Cu 3-0. Nu, cu aia, cu amărâția de la autostărașa anul ăsta. Nu știu, ai văzut că domn profesor Marius Sărb n-a mai venit când a văzut ce jucători are, s-a lăsat. Asta pe tribune, ca să zic așa. Da. Bun, haide înainte de... De încheiere să mai vedem o dată ultimul gol al, ai pregătit-o? Al partidei. Golul care de altfel a adus și trofeul la liceul teoretic Traian. Deci a fost un... Uite, dar a fost lucrat bine, adică s-a... Păi tăia s-a încurcat unii parții și tu te-ai trezit cu mingea în picioare. Între gemeni, celălalt cu n-am mai ajuns la minge. Jocul greșeală așteaptă, asta e farmicul. Da, și ați dat al doilea gol de... nu era foarte erau mult timp. Minute. Da, erau totuși 6 minute să ții da, dar v-ați blocat foarte bine. Și indiferent ce au încercat ei, cu mici pe sus, cu pase, cu lateral, n-au mai da, ei deja au devenit nervoși. Da, bun, asta. Și s-au... Ei n-au ieșit din apărare, au stat la cutie și a fost...
Dar și după 10 minute ei au fost tot, se vedea pe ei că încearcă, încearcă și nu reușesc nimic. Da, și... da, 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 da. No, a fost o doză de, de nervi acolo la ei și poate și asta nu, nu ne-a propus să nu ieșim pe ei ca să... Nu, dar asta a fost un mare punct tactic, și... nu știu dacă domnul antrenor sau cum ați înțeles. Eu am văzut de la început și asta a fost greșeala celor de la pedagogii, care nu au jucat slab, au jucat foarte bine, meciul s-a încheiat 3-2. Greșeala lor a fost că au ieșit, exact asta au greșit, au ieșit la joc și au prins pe contraatac, așa au dat și primul gol și dacă ceilalți au și viteză mai mare și rezistență. Dar nu, au, efectiv a fost un contraatac pe care i-au prins tocmai din faptul, dar la voi am văzut, la voi tot timpul au avut doi oameni în spate. Da. I-au jucat chiar cu unul, chiar stăteam în jumătate. 3 fără mijloc au jucat. 1-3-2 au jucat. Da, se juca 5-5. Bă, dar și Mimi a jucat bine până la urmă. El care mai gafează câte una. Da, dar aveți voi un băiat tare. Toată lumea râdea de el. Îmi zice și mie ce-i cu el, 12-le alea. Febreța publicului. Da? Bă, râdeau ăia toți în public. Febreța publicului. Deci el nu prea e cu fotbalul sau tot. Înainte am făcut lista și ne-a mai rămas în loc. Pe cine să băgăm? Bă, pe Maftei. Dar în schimb el era, făcea, se antrena, își trăgea jambierele până sus. Băiatul cu moralul. Trebuie să fie moral. Tare, trebuie să dăm și lui un premiu, cel mai popular jucător. Da. Echipa aceasta am format-o pe un grup realizat din clasele a 11-a cu un implant de clasa a 10-a. Da. Apropo, toți sunt prieteni între ei. Pe Luca l-ați convocat că mama lui vă este colegă? Nu, acum glumim, da. Băiatul chiar joacă bine. Atunci când trebuie să... A fost e coleg cu fiul. Competiție între clase, la liceu și... Chiar n-am gândit că pe cine să mai luăm, să vedem și Bobocii care au venit acum anul trecut. Chiar l-am văzut și am zis că merită, că și așa n-avem. Da, dar echipa de bază ați fost voi, m-am și mirat că n-a schimbat. Aceeași echipă va rămâne și la anul. Da. Păi înseamnă că și la anul nu prea are cine să vă bată. Adică o să fie probabil tot o reeditare a finale. Păi stai să vedem cu cine joacă. Dece Baldoi sau tot Traian? Sperăm că rămâne Traian. Sperăm că rămâne Traian, sincer vă spunem. Poate regulamentul e mai permisiv. Noi sperăm să rămână Traianul. Noi am spus întotdeauna că ar fi frumos să rămână în continuare liceul Traian, pentru că e o tradiție și eu niciodată n-am înțeles combinația asta de Cebal cu Traian. Nu s-au combinat ei nici în 101-102 și când au fost războaiele. Ca să încheiem, glumind, am spus cuiva că se va uni Colegiul Național de Cebal cu liceul teoretic Traian și va forma Colegiul Național Poporul Român. Da. Mulțumim tare mult, felicitări încă o dată. Noi ne revedem după reclame.